Dacă pentru unele persoane cadoul perfect de Valentine's Day îl reprezintă iubirea și respectul persoanei iubite, altele își doresc să primească un semn simbolic care să le amintească de această sărbătoare. Pentru aceștia din urmă, comercianții au pregătit mai multe produse pe care le puteți găsi acum și în centrul municipiului. Importante sunt însă și prețurile, deoarece unii îndrăgostiți sunt cam zgârciți. Între 25 și 120 avem prețurile, cuprinse între. Și ce credeți, o să aibă succes anul acesta? Păi sperăm să fie. Sperăm să fie ceva. Sperăm că s-au mai îndrăgostit oamenii și au și vor să cumpere. Să sperăm că e bine. E o tradiție frumoasă pentru tineri îndrăgostiți, pentru toți cei care se îndrăgostesc. Eu sărbătoresc dragobetele. Cred că dragostea și respectul ajung. Despre cute. Nu sunt ceva tradiționale. Bine că nu-s de la noi, dar e ok. Ce părere ai despre prețuri? Sunt rezonabile? Da. Da, sunt destul de rezonabile. Depinde. Adică dacă e din partea persoanei iubite, orice e binevenit, nu? Anumite persoane consideră această sărbătoare perfectă pentru oficierea căsătoriei. În acest caz, de ziua îndrăgostiților, se cumpără și verighetele. Conform directorului executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor Satu Mare, Ionel Torja, anul acesta au fost programate 7 căsătorii pentru 14 februarie și deocamdată niciuna pentru data de 24, când se celebrează dragobetele. Ceva simbolic, ceva frumos, ceva care să o mulțumească. Și încă ceva ce? Verighetele, normal. Ceva simbolic, bine am zis eu, nu? Deci să înțelegem că ai deja un buget, cam care ar fi acesta? Având în vedere că și verighetele, cam o sumă, 2000, 1500. Mai țineți și dragobetele dacă sărbătoriți Valentine's Day? Nu. Sincer, pentru noi mai mult Valentine's Day-ul are o influență asupra relației noastre. Primele momente când ziua de 14 februarie a devenit una care celebrează dragostea se înregistrează în secolul al XIV-lea, când au apărut primele scrieri de dragoste. Convinși că 14 februarie este ziua în care păsările se adună, englezii încep să trimită bilețele de dragoste pe care le numesc My Valentine.